Comuniștii vor demisia guvernului. Opoziția parlamentară a înaintat o moțiune de cenzură împotriva cabinetului de miniștri. PCRM afirmă că executivul este corupt și fură proprietatea statului. Moțiunea a fost înregistrată la Parlament și va fi examinată joia viitoare. În textul moțiunii prezentate Parlamentului, comuniștii au invocat mai multe probleme de care s-ar face vinovat actualul guvern. Opoziția afirmă că executivul ar sărăci populația și ar duce țara de râpă. Astfel, PCRM cere retragerea votului de încredere pe care, de fapt, nici nu l-au acordat guvernului Leancă. În baza prevederilor Constituției Republicii Moldova și a întregului cadru legal în vigoare, prin prezenta moțiune de cenzură, exprimăm retragerea încrederii acordate guvernului la investitură. Demisia guvernului și organizarea alegerilor anticipate au fost sloganele de bază ale comuniștilor și în timpul protestului organizat în dimineața zilei în fața Palatului Republicii. PCRM afirmă că pentru actuala guvernare deja a început numărătoarea inversă. Dați-ne unim eforturi, dați să fim toți consolidați, să ne luptăm pentru o Moldovă democratică, prosperă și bogată. Ajunge, domnilor guvernanți, e timpul să plecați, noi vrem alegeri noi! Guvernul la gunoi! Guvernul poate fi demis cu votul a 51 de deputați.